Angajații primăriei Făgăraș au un nou lider de sindicat. Schimbarea conducerii și alegerea unui nou președinte al sindicatului au fost hotărâte în după amiaza zilei de ieri de mai mult de jumătate din salariații unității administrative din Făgăraș. Noul lider are multe proiecte de viitor și speră să le pună în practică cât de curând. Angajații primăriei și-au atins scopul, nu au reușit de prima dată, însă a doua oară s-a dovedit a fi cu noroc. Este vorba de schimbarea conducerii sindicatului de care aceștia aparțin. Aproape 160 de salariați ai primăriei Făgăraș au participat la ședința organizată ieri în sala mică a Casei de Cultură. În prima fază, aceștia au votat demiterea conducerii sindicatului din primărie. Aproape 120 de participanți au fost de acord cu acest lucru. Astfel, Laurențiu Pop a fost destituit din fruntea conducerii. Situația de ieri este cu totul bizară. Din punctul meu de vedere, nu a fost statutară această adunare generală și consider că aștept să se depună cererea de modificare a conducerii sindicatului, urmând să iau decizia în consecință, dacă voi face contestație sau nu. Însă sindicatul nu a rămas fără lider. Cei propuși pentru această funcție au fost Radu Stelea, Marius Morus și Adrian Munteanu. Cu 130 de voturi, oamenii au ales să fie reprezentați de Adrian Munteanu. De asemenea, angajații primăriei Făgăraș și-au ales și un nou consiliu de administrație. Astfel, s-a ales un vicepreședinte interimar în persoana lui Caius Lucaciu, iar Olga Fusărău a fost aleasă noul secretar al sindicatului.